Binecuvântat să fie Domnul nostru! A adus lumină, dragii mei, și în întunericul în care lumea era cufundată, ne-a adus salvarea și ne-a scos din păcat. Și pentru aceasta noi spunem, binecuvântat să fie Domnul! Cu ceva timp în urmă, sora Simona Rogojan recitase o poezie frumoasă în adunare. Ce frumos este la noi în adunare! Ce frumos este în adunare! Și frații mei, gândindu-ne la ziua de astăzi, noi care am prins și primul program și pe al doilea acum, ne uităm și zicem ce frumos este în adunare! Ce frumos este când se cântă spre slava lui Dumnezeu! Ce frumos este când ne rugăm cu biserica împreună! Ce frumos este când suntem îndemnați la oaltă! Ce frumos este când se predică al Domnului cuvânt! Ce frumos este în adunare! Și pentru că suntem aici, dragii mei, nu că am avut noi intenții bune, nu că am avut noi un suflet mai ales ca alții, ci pentru că Dumnezeu și-a arătat slava în mântuire pentru noi și de aceea spunem binecuvântat să fie Domnul. De câteva zile încoace îmi stăruie în minte acest pasaj care l-am citit. Mă gândeam la mesajele care trebuie să le avem, spunea fratele Meseșan azi dimineață, bine, a fost un test și pentru noi slujitorii. De obicei, la sărbători aveam un program în 24, unul dimineața în 25, unul seara în 25 și mergeam mai departe cu zilele de bucurie. În schimb, în aceste zile suntem la al 8-lea program, am zis noi, de sărbători. Și în aceste 8 programe s-a predicat mult despre nașterea Domnului, despre ceea ce a însemnat acest eveniment. Este un test și pentru slujitorii. Dar vreau să vă spun că acest mesaj mi-a stăruit mult în minte și mă gândeam la el, am cugetat și pe unde v-am stăruia un mesaj care să fie o încurajare pentru noi. Astăzi, între programe, a început să mi se contureze mai adânc în minte și mă rog ca prin ajutorul Duhului Sfânt să-l pot împărtăși cu dumneavoastră și să fie o încurajare pentru timpul care ne stă în față. Pentru că privim, dragii mei, la un necunoscut, la ceea ce înseamnă anul 2022. Până aici am tot anticipat și am sperat că va fi un pic mai bine ca ziua de ieri, că va fi un pic mai bine ca luna de ieri. Și în loc de mai bine, parcă uneori a devenit un pic mai complicat, mai greu, mai rău și acum privim înspre o necunoscută enorm de mare. Ce va însemna anul 2022? Se vor termina aceste reguli, aceste situații pandemice, va trece pandemia, vine altceva? Pe undeva deja se spunea de către niște specialiști că această variantă nouă Omicron nu este de fapt o variantă, ci este o pandemie în ea însăși, este ceva complet nou. Dumnezeu știe ce ne stă în față, dragii mei, și privind la toate acestea, este cu neputință să nu începem să ne frământăm un picuț. Dar am găsit în Sfânta Scriptură, privind la acest pasaj, care, desigur, îl avem în contextul nașterii Domnului Iisus, să mai bine spus, un pic înainte de nașterea Domnului Iisus, dar care ne creează un context al asigurării a ceea ce înseamnă un Dumnezeu care veghează și vorbește pentru biserica sa. E bine, dragii mei, aș vrea să vorbim despre descoperiri care ne arată viitorul. Vedeți dumneavoastră, oamenii sunt îndrăgostiți după ceea ce este științifico-fantastic. Sunt întotdeauna doritori să afle ceva nou și în special ceva despre viitor, dacă se va putea. Și vor căuta prin felurite metode să afle viitorul. Unii se uită la analiștii sociopolitici a vremii în care noi trăim. Și ne uităm la doctori de specialitate, la politicieni, la cei care sunt analiști economiști și încercăm să înțelegem prin prisma lor ce se va întâmpla. Unii săraci de multă vreme tot așa să cumpere o casă la un preț mai ieftin. Cade marketul. Anul ăsta sigur cade marketul. Și aștepți câteva luni și crește mai mult prețul. Dar anul viitor sigur cade. După cum ne arată numele, cade categoric, iei casa la jumătate de preț. Anul viitor cu 20% e mai scumpă casa. Și tot de anul viitor și anul viitor și anul viitor stăm cu banii și așteptăm să cumpărăm o casă la un preț mai ieftin. Ne uităm la analiștii politici, socioeconomici și încercăm să înțelegem cum și ce va fi în ziua de mâine. Dau greșe multe ori, pe undeva mai dau și mai bine și încercăm să înțelegem prin prisma lor ce se va întâmpla. Alții, într-un mod chiar mai periculos, se duc la oameni care caută prin duhurile întunericului să înțeleagă viitorul. La ghicitor, la citit în stele, citit în palmă, citit în cărți și acestea cu puterea ocultă vor căuta să prezică, dacă se va putea, ce se va întâmpla în ziua de mâine. Alții, cum ziceam o altă dată la o altă predică, prin lucruri care chiar sunt și de râs, am zice noi, și citesc viitorul, prin horoscop și multe altele care Dumnezeu n-are nimic de a face cu ele. Și alții, după misticism, oamenilor. Știi că undeva s-a găsit într-o insulă o tabletă micuță de la o civilizație cu 4.000 de ani în urmă, ăia ne ziceau ce se va întâmpla în 2012. Hai, Doamne, iartă-mă, de acum, de 4.000 de ani, știu exact cum va fi în 2012. Știa și președinte o să iasă și prin niște lucruri care chiar sunt chicioase. Oamenii caută să înțeleagă viitorul. Și asta este modalitatea în care oamenii încearcă să înțeleagă ce va fi mâine. Și suntem foarte îndrăgostiți de senzațional. De aceea este chiar foarte periculos când oamenii încep să se
îndeletnicească cu astfel de lucruri. De altă parte, ne-ar ajuta foarte mult dacă am putea să știm ce vine în ziua de mâine. Dar ne-am bucurat dacă am ști când se termină pandemia. Să facem planuri, când plecăm în vacanță. Că am amânat biletele de câteva luni de zile și am reamânat și reamânat. Poate ori scoate ăștia și restricțiile și câte alte lucruri. Se deschide vama și suntem și noi iară oameni liberi. Doamne ajută! Și oamenii își fac planuri. Dacă am ști, o, ce bine ar fi. Mă baiu că nu știm. Și atunci, cum am putea să aflăm ceea ce se va întâmpla în ziua de mâine, de bună oară, în anul 2022? Dragii mei, când vorbim despre astfel de situații, a căuta să înțelegem viitorul, vreau să vă spun că în lege Dumnezeu a interzis categoric practici oculte prin care oamenii să încerce să găsească ceea ce înseamnă viitorul. Ca de exemplu, în Levitic, în capitolul 19, cu versetul 31, spunea Dumnezeu: să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, nici la vrăjitor, să nu întrebați, să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Mai explicit zicea Domnul în următorul capitol, în capitolul 20, cu versetul 6: dacă cineva se duce la cei ce cheamă morții și la ghicitori ca să curvească după ei, îmi voi întoarce fața împotriva omului aceluia și îl voi nimici din mijlocul poporului lui. Astfel de practici oculte, prin a încerca să înțelegi viitorul prin prisma unor lucruri necurate, sunt categoric interzise de Dumnezeu. Și mai mult, observați ce spune Domnul, este un fel de curvie spirituală când mergi la astfel de lucruri. Dar noi ne-am întrebat atunci, totuși, are Dumnezeu ceva și pentru noi? Și are, dragii mei. Dacă Dumnezeu ne va ajuta în joia asta care ne stă în față, vom continua să studiem 1 Corinteni, capitolul 2. Citesc acum ca un preview, doar două versete pentru dumneavoastră. Versetul 11. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Binecuvântat să fie Domnul! Ne-a dat Domnul pe Duhul Sfânt, dragii mei. Și Duhul Sfânt vorbește, Duhul Sfânt înștiințează, Duhul Sfânt ne învață, Duhul Sfânt ne călăuzește. Acestea toate le face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și în această comoară de lut a turnat Dumnezeu har din har divin. A venit Duhul Sfânt în inimile noastre, ne-a umplut cu puterea sfântă și prin bunătatea lui Dumnezeu, viitorul nu este doar o necunoscută, ci este, dragii mei, ceea ce Dumnezeu rânduiește și El cum ne descoperă prin Duhul Sfânt. Pentru aceasta spunem, lăudat să fie Domnul! Avem un mare har, dragii mei! Și mă întreb atunci, care ar trebui să fie reacția noastră față de descoperirile care Dumnezeu le face prin Duhul Său cel Sfânt? Știți că oamenii reacționează diferit la astfel de momente când se întâlnesc cu Duhul lui Dumnezeu? Că, de exemplu, în 1 Împărați, capitolul 21, cu versetul 27, Ahab îi prorocește lui Ilie, prorocește lui Ahab ce are să se întâmple și auzit ce face Ahab. După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele și a pus un sac pe trup și a postit și era necăjit. Așa s-a supărat Ahab, i-a vorbit Dumnezeu, s-a supărat de numai. Vedem o altă reacție. În 1 Împărați 13 ne spune despre un alt împărat care aude o prorocie. Ăsta reacționează un pic mai periculos decât Ahab. Ne spune în versetul 4: când a auzit împăratul cuvântului pe care îl strigase omul lui Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mâna de pe altar zicând: prindeți-l! Și mâna pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui s-a uscat și n-a putut să o întoarcă înapoi. S-o mânia de numai. Dar cine ești tu să-mi spui tu mie ce și cum și de unde? Dar eu sunt împărat și cine sunt eu? Și când vorbește Domnul, unii oameni se întristează, alții se mânie, fiecare are o altă reacție. Care ar trebui să fie reacția omului care ascultă mesajul lui Dumnezeu? Indiferent de modalitățile prin care oamenii caută să găsească adevărul de viitor, dragii mei, să știți că Dumnezeu din ceruri totuși vorbește. Indiferent de reacția care noi avem, să știți că Dumnezeu totuși vorbește. Și atunci, cum ar trebui noi să reacționăm? Știți că unii oameni venerează pe Sfânta Fecioară Maria și au făcut-o pururea veșnic, fecioară și sfântă și în toate modalitățile și au ridicat-o la rang de Trinitate. Ei bine, noi nu facem așa ceva, dar vreau să privim în ziua de astăzi
o lecție care o învățăm, dragii mei, de la o tânără fecioară. Și să vedeți ce lecție a dat această tânără fecioară în ceea ce înseamnă să asculți o descoperire din partea lui Dumnezeu. Și privind la viitorul care ne stă în față, în contextul faptului că Duhul Sfânt ne-a înștiințat și ne-a vorbit, aș vrea să avem o astfel de reacție. De aceea vorbim despre descoperiri, dragii mei, care ne arată viitorul. În primul rând vreau să vedem care sunt principiile descoperirilor lui Dumnezeu, ca mai apoi să înțelegem la ce domenii vorbește Domnul și în final să concludem care este reacția care noi ar trebui să o avem. În primul rând, dragii mei, care sunt principiile descoperirilor lui Dumnezeu? Numărul 1, ele vin de la Dumnezeu. Versetul 26, în luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret. De unde? Îngerul trimis de Dumnezeu. Cel care se implică în lucrarea de descoperire și își face voia cunoscută este Domnul Dumnezeul nostru. Mărit să fie numele. Dumnezeu ia inițiativa să-și descopere voia, dragii mei. Și când este vorba de această lucrare tainică ale descoperirilor divine, observați ce ne spune profeții în Amos capitolul 3 despre modalitatea în care Dumnezeu își descoperă voia. În versetul 7, Domnul nu face nimic fără să descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Leul răcnește, cine nu se va speria? Domnul Dumnezeu vorbește, cine nu va proroci? Dumnezeu are oameni prin care își descoperă taina și Dumnezeu se implică în această lucrare să-și dovedească puterea. Inițiativa descoperirii divine, dragii mei, vine de la Dumnezeu. Nu oamenii trebuie să caute. Dumnezeu este Cel care descoperă ce are să se întâmple și este o lucrare care Dumnezeu o face prin puterea Sfântă. Eu zic, preamărit să fie numele Domnului. Prin ce își descoperă Dumnezeu voia, dragii mei? Desigur, cea mai devreme, prin Duhul Sfânt a lui Dumnezeu. Zicea Domnul Iisus că are să plece la cer, dar va trimite un mângâietor. Și în Ioan 14:26 ne spune, dar mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. El ne va învăța, El ne va călăuzi, El ne va descoperi. Duhul Sfânt a lui Dumnezeu se implică în această lucrare. În 1 Corinteni 2 ne spune că Duhul Sfânt cercetează lucrurile adânci, ascunse ale lui Dumnezeu și de acolo, din tainele divine, El scoate afară lucrări de slavă care ne le dă și nouă. Și pentru aceasta spunem, preamărit să fie Domnul. Inițiativa descoperirii divine, dragii mei, este la Dumnezeu. Observați un exemplu vechi testamentar. Isaia capitolul 38. Este trimis prorocul Isaia să vorbească cu Ezechia, care s-a îmbolnăvit. Și îi spune, așa vorbește Domnul, puneți casa în rânduială că vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia se întristează, se roagă și acum auziți versetul 4. Atunci, cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia astfel, du-te și spune lui Ezechia, cine a luat inițiativa? Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care vrea să-și facă voia descoperită și El alege modalitatea prin care să o facă. Cu privire la descoperirile divine, dragii mei, și cu privire la ceea ce ne stă în față, Dumnezeu este Cel care știe toate lucrurile, ia inițiativa și El ne descoperește, ne descoperă. Și pentru că Dumnezeu face aceasta, noi zicem, preamărit să fie Domnul. În al doilea rând, dragii mei, când vorbim despre principii ale descoperirii divine, vom vedea că ele vin din harul lui Dumnezeu. În versetul 38, îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine. Dumnezeu descoperă, dragii mei, în baza harului divin al lui Dumnezeu. Noi, zice Sfânta Scriptură, am primit har din harul lui Dumnezeu. Ioan capitolul 1, versetul 16. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul a venit prin Iisus Hristos. Observăm, dragii mei, că harul este baza în care ni se dau descoperirile divine. Și ca să înțelegem aceasta, în Efeseni, în capitolul 3, Apostolul Pavel exprimă exact acest adevăr. Versetul 2.
Dar cel puțin ați auzit de isprăvnicia Harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată față de voi. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care v-am scris în puține cuvinte. Citindu-le vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos. Descoperire în baza Harului. Harul, dragii mei, este un dar nemeritat al lui Dumnezeu. Și Harul se fondează pe benevolența, bunăvoința lui Dumnezeu. N-a trebuit să ne iubească Dumnezeu, dar a ales să o facă pentru că Dumnezeu este bun, lăudat să-i fie numele. N-ar trebui să ne descopere viitorul, dar o face Dumnezeu pentru că ne iubește și prin har vrea să ne facă părtași acestei lucrări sfinte. Dumnezeu, în baza harului divin, lucrează între noi, ne descoperă tainele Lui și ne aduce în aceea stare de har, dacă vreți. Și din principiile descoperirii divine observăm, dragii mei, că ele vin din harul lui Dumnezeu. Pentru că e bun Domnul cu noi, pentru că ne iubește, pentru că ne-a arătat mare har, Dumnezeu ne descoperă ceea ce ne stă în față. Și aceste lucrări, dragii mei, le face Dumnezeu pentru noi, biserica Lui. În al treilea rând, principiile descoperirii divine, dragii mei, vom observa că ele sunt personalizate. În versetul 30 ni se spune, Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. I-a vorbit pe nume lui Maria. Nu i-a spus, nu te teme tu, tânără fecioară. Nu te teme tu care porți ochelari. Nu te teme tu care stai acolo. Nu, i-a spus pe nume, nu te teme Marie. Adică aceste descoperiri, dragii mei, când Dumnezeu ni le trimite nouă, le personalizează nevoilor cu care noi ne confruntăm. Dumnezeul nostru ne cunoaște, dragii mei, și aceasta este un mare har din partea Lui. Lăudat să-i fie numele. Ne știe nevoie, ne știe numele, știe cine suntem. Dumnezeu ne cunoaște. Și ca să vedeți cât de minunat este acest lucru, priviți la o întâmplare a unui popor care în păgânism în care era, ar fi apelat la zeitatea lor, dar nu le vorbește. 1 Samuel, capitolul 6. Filistenii fură chivotul lui Dumnezeu, merg în țara lor, este bătut Dagon, Dumnezeul lor, în fața chivotului și acum în versetul 1. Chivotul Domnului a fost 7 luni în țara filistenilor și filistenii au chemat pe preoți și pe ghicitori și au zis, ce să facem cu chivotul Domnului? Arătați-ne cum trebuie să-l trimitem înapoi la locul lui. Ei au răspuns, dacă trimiteți înapoi chivotul lui Dumnezeu să faceți așa și așa. Cine i-a răspuns, dragii mei? Niște oameni. De ce nu le-a vorbit Dagon? De ce nu le-a răspuns Dumnezeul lor, că era un mare Dumnezeu în Filista? De ce nu s-a implicat Dumnezeul filistenilor să le dea proscrieri ce și cum să facă? De ce nu le-a vorbit? De ce nu le-a răspuns la cauza lor? De ce n-au întrebat pe Dumnezeul lor? Și zice, dragii mei, pentru că idolii sunt muți, ei nu vorbesc, ei nu cunosc, dragii mei, ei n-au suflare, n-au grai, dar să știți că este un Dumnezeu în cer care ne cunoaște personal, care știe nevoia noastră și acest Dumnezeu vorbește minunat. Măriți să-i fie numele Domnului. 1 Împărați, capitolul 19. Un proroc al lui Dumnezeu este obosit, este flămând, este ostenit de luptă, este înfricat de groază. Și auziți versetul 9. Și acolo Ilie a intrat într-o peșteră și a rămas în ea peste noapte și cuvântul Domnului a vorbit astfel. Ce faci tu aici? Ilie, îl cunoștea Dumnezeu pe Ilie personal, îl cunoștea Dumnezeu pe Ilie și nevoia lui, îl vedea Dumnezeu în peșteră ascuns și îl cheamă pe nume, ce faci tu aici, Ilie? Și îți vorbește Duhul lui Dumnezeu, dragul meu, și îți personalizează mesajul, nu vorbește al nimereală Dumnezeu, ci Dumnezeu știe exact nevoia care o ai, mărit să fie numele Domnului, ne cunoaște pe nume Domnul și de aceea privind înspre 2022, eu nu mă înfric, dragii mei, ci eu știu că Dumnezeul care îmi cunoaște numele îmi va purta de grijă, preamărit să fie numele Lui. Dumnezeu ne cunoaște pe nume și sunt mulți idoli în lumea aceasta, sunt mulți ghicitori și vraci, dar este un singur Dumnezeu care vorbește și Dumnezeul acesta mă cunoaște, te cunoaște pe nume și îți vorbește nevoii tale, lăudat să-i fie numele. Așa de minunat este cuvântul. Ce faci tu aici, Ilie? A intrat îngerul la Maria și o tânără fecioară care era înspăimântată de această arătare, nu zice îngerul, tu, tânără care stai acolo, ce faci tu aici, Ilie, zice Dumnezeu? Ascultă tu, Marie, cuvântul Domnului. Dumnezeul nostru ne cunoaște pe nume. Lăudat să-i fie numele. În a patrulea rând, dragii mei, din principiile descoperirii divine vom vedea că aceste descoperiri sfinte sunt specifice.
Ascultați versetul 31. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. O zis îngerul, o să treci printr-o situație interesantă. Auzi, să nu te sperii, o să fie un pic greu. Ăștia vor să te omoare cu piede, că posibil că ai făcut-o extramaritală. Să stai tare că o să fie bine. Nu, sunt specifice. Vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu, asta e parte bărbătească, și ai să-i pui numele Iisus. Descoperirile divine, dragii mei, sunt specifice și exacte. Oamenii care merg la ghicitor și la oameni care citesc în cărți, va trebui să dea niște informații ca să li se spună. Auzi, cum te cheamă? Mă cheamă Ion. Și câți ani ai? Am ața ani. Ion, care ai 34 de ani, să știi că așa și așa, și inventează la ceva. Pentru că n-au de unde spune taine, dragii mei. Acestea numai Dumnezeu le cunoaște. Acestea numai Dumnezeu le vede. Numai Dumnezeu le observă. El este singurul care cunoaște toate nevoile vieții noastre. Și acest Dumnezeu mare vorbește pentru biserica Lui. Ca să vedeți cât de specific vorbește Dumnezeu și cât de mare este puterea descoperirii sale. Întâi Împărați, capitolul 14, vine o nevastă a unui împărat, o împărăteasă, îi trimise de bărbatul ei ca să întrebe un proroc cu privire la copilul care l-aveau, că era bolnav, și nu știau ce vrea să se întâmple. Până să ajungă nevasta lui Roboam la prorocul Abia, observați ce face Domnul. În versetul 5, Domnul spusese lui Ahia, nevasta lui Roboam are să vină să ne întrebe de fiul ei, pentru că este bolnav, să vorbești așa și așa când va veni și se va da de alta. Auziți, în clipa când a auzit Ahia vuietul pașilor, în clipa când intra pe ușă, a zis, nu a zis, auzi, cine intră? E femeie sau bărbat? Bătrână sau tânără? Cum te cheamă? Din care casă vii? De unde ești? Ah, tu ești aia. Bun. Pentru tine am un mesaj. Nu. Când intră femeia aceasta, prorocul orb acum zice astfel, intră nevasta lui Roboam, pentru ce vrei să te dai drept alta? N-o văzut-o, dar Duhul lui Dumnezeu vede toate lucrurile, mărit să fie numele Domnului. Și Dumnezeu vorbește specific, dragii mei, nu așa la nimerială, Dumnezeu vorbește specific la nevoia umană. În versetul 12, tu scoală-te, du-te acasă și cum îți vor păși picioarele în cetate, copilul va muri. Tot Israelul va plânge și îl vor îngropa, căci el este singurul din casa lui Roboam care va fi pus într-un mormânt. Dumnezeu vorbește specific, mărit să fie numele Domnului. Privim la anul 2022 și nu o să zic că Dumnezeu o să fie cumva. Cumva o să ieșiți la capăt, că niciodată nu o să nu fie cumva. Cumva o să fie. Dumnezeu vorbește specific, dragii mei. Și când trimite Dumnezeu un științăr din cer, când vorbește poporului său, sunt lucruri tangibile care le putem testa și în decurgerea vremii se va dovedi că gura Domnului a vorbit, mărit să fie numele Domnului. Descoperirile divine sunt specifice, dragii mei. Și atunci m-am întrebat, la care domenii din viața umană vorbește Dumnezeu? La care domenii din nevoile noastre își prezintă Dumnezeu voia? Da, Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt, ne știe pe nume, specific vorbește Domnul, dar la care domenii se implică să vorbească Dumnezeu? Trei domenii pe scurt și vreau să vedem reacția care noi trebuie să o avem, dragii mei. În primul rând, primul domeniu este în domeniul personal. Vorbește Dumnezeu unui individ. În versetul 34 și 35 spune Sfânta Scriptură, Maria a zis îngerului, cum se face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Mesajul este la nivel personal, îi vorbește personal lui Maria să înțeleagă ea ce are de făcut și ce se va întâmpla. Adică, dragii mei, Dumnezeu vorbește la nevoia personală la care o ai. Dumnezeu îți știe nevoia și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi, lăudat să fie numele. Dumnezeu te știe pe nume, îți cunoaște nevoia și îți vorbește la nivel personal. Știți că poate Dumnezeu să vorbească direct la nevoile care noi le avem? Are Dumnezeu capacitate să răspundă la cele situații la care noi le punem înaintea Lui? Familia Opriș, oameni care L-au cunoscut pe Dumnezeu, erau într-un moment de grea încercare. Fratele Vasile Opriș, care mărturisea această întâmplare, un proroc al Domnului, botezat cu Duhul Sfânt la 7 ani, primit dar de prorocie la 7 ani, acum avea 16 ani și familia lui era într-o criză mare. Tatăl murise și de 3 zile nu mâncaseră nimic. Mama lui, văduvă cu mulți copii acasă, n-au mai avut mâncare. N-au plecat la școală că erau flămânzi și n-au putut să meargă.
În timpul acesta, undeva în alt oraș, la un cerc de rugăciune, vorbește Duhul Sfânt în dreptul unui persoane care venise acolo să vadă, nu era pocăit, dar venise acolo să vadă cum era pocăiți. Și în timpul acela spune Duhul Sfânt: bărbatule, du-te, încarcă mașina cu mâncare și du-l la roaba mea care de 3 zile așteaptă să mănânce și ea te așteaptă ca tu să-i dai mâncare. A ieșit afară, s-a dus, s-a încărcat mașina cu zahăr, cu făină, cu pâine, cu carne, cu ce a găsit în vremea aceea și atunci spune așa: Doamne, și unde să mă duc? Și în mintea lui primește un mesaj: mergi încolo. Și pornește încolo. Și acum: Doamne, unde mă duc? Încolo. Și merge încolo. La un moment dat se oprește în fața unei case. Și aici nu mai zice nimic ca vocea. Se dă jos din mașină, iese afară și în curte era cineva. Zice: aici stă roaba Domnului. Copilul cheamă afară pe mamă și iese sora oprit și afară. Auzi, aici stă roaba Domnului? Zice ea: eu nu știu dacă sunt roaba Domnului sau nu, dar eu știu că pe mine mă iubește Dumnezeu. Dar de unde știi asta? Că de 3 zile Dumnezeu mă încearcă, n-am mâncat nimic, nici eu, nici copiii mei, dar am un Dumnezeu care știu că ne ascultă. Omul acesta descarcă mașina și spune: femeie, la tine m-a trimis Dumnezeu să-ți duc mâncare. Știți de ce, dragii mei? Pentru că Dumnezeu vorbește la nivel personal. Dumnezeu se implică în nevoia personală care tu o ai și te vede pe tine în casă, când plângi, când ești frământat, în patul tău noaptea, când n-ai liniște. Este un Dumnezeu în cerul care te vede. Mărit să fie numele Domnului. Și Dumnezeul acesta care știe întreg viitorul, care ține mâna lui astele cerești, este Dumnezeul care îmi vorbește mie și ție. Mărit să fie Domnul! Ce mare har ni s-a dat nouă! Nu la vraci și ghicitori, nu la cititori în stele, ci la Duhul lui Dumnezeu care cu exactitate îți vorbește pe nume. Aici sunt, Ilie, să-ți dau răspuns la nevoia și la durerea ta. Lăudat să fie Domnul! Dumnezeul nostru vorbește la nivel personal, dragii mei, și are răspunsuri pentru nevoile care noi ne confruntăm. Un alt domeniu în care se descrie aceste descoperiri divine, dragii mei, este la nivel național. Versetul 32 ne spune: el va fi mare, va fi chemat fiul celui preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci. Adică, dragii mei, Dumnezeu se implică cu privire la nevoile naționale ale unei țări. Ne spune că Dumnezeu are face cu mântuirea, cu oamenii, cu salvarea, cu păcatul. Nu se bagă Dumnezeu în politica oamenilor. Dar știți că Dumnezeu veghează deasupra întregului pământ și toate sunt în atenția Domnului? Nu-i nimic a scăpat de sub controlul lui Dumnezeu. Dumnezeu se implică la nivel, dacă vreți, guvernamental și în toate aceste domenii Dumnezeu rămâne pe tron. Preamărit să-i fie numele. În Daniel, în capitolul 2, dragii mei, ne spune Sfânta Scriptură că Dumnezeul acesta este Cel care rânduiește toate lucrurile. El schimbă vremuri și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. Noi credem, dragii mei, că la 89 decembrie românii au dat jos pe Ceaușescu. Au țipat tare în piața Universității Libertate și au căzut Ceaușescu. Dragii mei, Dumnezeu a dat un decret din ceruri și s-a schimbat un guvernator. Nu oamenii schimbă, Dumnezeu rămâne pe tron, mărit să-i fie numele. Și câtă vreme Dumnezeu îngăduie, atâta rămâne în picioare. Și când Dumnezeu nu mai îngăduie, toate lucrurile se schimbă. La nivel național se implică Dumnezeu și vorbește Dumnezeu la nivel național, dragii mei. Era în vremea comunismului și la un cerc de rugăciune venise un locotenent de securitate. A fost trimis să investigheze ce fac pocăiții la rugăciune. Și în timp ce erau în timpul rugăciunii, era atunci un mare atentat din partea rușilor să invadeze România. Și printr-un bătrân iese o prorocie: poporul adunat aici, nu te teme, talpa rusească nu va călca pământul acesta. Când s-a terminat rugăciunea, locotenentul vine la bătrân: de unde ai informațiile acestea? Cine ți le-a dat? Cu cine lucrezi? Care este biroul de securitate cu care ești tu în legătură? Bătrânul nostru, așa mai penticostal, jet pe jet: bă, ne-ai auzit că a vorbit Duhul Sfânt? Dacă a vorbit Duhul Sfânt, așa va fi. Ce mă întreb de unde știu eu? A vorbit Duhul Sfânt. Dragii mei, Duhul Sfânt se implică în toate domeniile vieții umane. La nivel național, la nivel guvernamental, municipal, în toate se implică Dumnezeu. Nimic nu se schimbă fără voia Domnului. Ne minunăm noi că acum sunt restricții, că sunt reguli. Dragii mei, nimic nu se întâmplă fără voia Stăpânului. Dumnezeu până și diavolului îi trasează sfera de influență și nu poate face un pas mai departe decât îi dă voie Dumnezeu. Pentru că Domnul nostru stăpânește în veci de veci. Mărit să fie numele Domnului. Și descoperirea divină se implică chiar la nivel național. Știți că și la nivel regional se implică Dumnezeu?
Era în timp de Paște, se adunaseră două familii împreună să sărbătorească în timpul comunismului la Maieru. Și în timpul acela cineva a dat un telefon, a venit securitate, i-a prins acolo, i-au scos afară în stradă și acum, ca să-i facă de bajocură, au umplut un car cu pietre și au pus în junc bărbați să tragă la junc și femeile să le împingă. Și până undeva înspre centru i-au pus să meargă pe drumul acela. În timp ce erau acolo, nu știau ce să facă, au ajuns la destinație și acum le zic, auzi, acum faceți program ca și pocăiții, să vedem cum fac pocăiții. Se uitau unii la alții ce să facă și în timpul acela o bătrână din mulțime strigă prin Duhul Sfânt, bărbaților care ați tras astăzi la jug, nu vă temeți să rostiți cuvântul meu, pe drumul pe care ați tras voi carul, vor veni mii de oameni la sfânta pocăință. Și zicea fratele Pavel Tipei, în Maieru este o comunitate mare, după cum Dumnezeu a vorbit prin Duhul Său cel Sfânt, că Dumnezeu se implică în toate lumele vieții noastre, măriți să fie în numele Domnului. Descoperirea divină, dragii mei, la nivel personal, la nivel, dacă vreți, național, și mai este un nivel, la nivel universal se implică Dumnezeu. În versetul 33, ultima parte, și împărăția Lui nu va avea sfârșit. Au venit multe imperii de-a lungul anilor, au fost multe împărății, au fost multe țări cu putere, dragii mei, dar toate la un moment dat au început să-și piardă puterea. Vorbim despre America acum, care este numită supraputerea lumii, și cu toate acestea se pare că în ultima vreme puterea Americii scade tot mai mult, pentru că nicio împărăție nu poate dăunui veșnic. Și la un moment dat profetul Daniel tălmăcește un vis care l-are împăratul Nebucadnețar și vede acest împărat un chip foarte mare în care era aur și aramă și fier și lut și toate la oaltă, și atunci se desprinde o pietricică mică de undeva, care lovește chipul acesta, îl zdrobește, piatra se face într-un munte foarte mare și reprezintă ceva anume. Ce reprezintă piatra? Tălmăcește Daniel. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini, care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Și acum mai devreme, dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Știți care este aceea? Împărăția lui Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Și în ea suntem noi, Biserica lui Dumnezeu. Această împărăție acum nu pare mare, pare slabă, pare micuță, o pietricică mică, dragii mei, pentru că este sub asaltul lumii acesteia. Dar într-o zi se întoarce împăratul împăraților, va veni în fruntea miresei sale Domnul și atunci se va vedea că singura împărăție care rămâne în picioare este împărăția mielului, lăudat să fie Domnul. Și Dumnezeu se implică la nivel universal, dragii mei. Explicasem joia trecută din 1 Corinteni, capitolul 2, căci dacă ar fi cunoscut fruntașii veacului acestuia, cine era împăratul slavei, n-ar fi răstignit pe Domnul. Și explicasem atunci că acești fruntași ai veacurilor, dragii mei, sunt duhurile răutății împreună cu diavolul care este în frunte. Și aici se dovedește taina că dacă știa diavolul planul lui Dumnezeu, n-ar fi răstignit pe Iisus Hristos. Dar prin moartea lui Iisus Hristos, Dumnezeu a rupt puterea diavolului și a adus mântuirea, lăudat să-i fie numele. Și prin această lucrare a dovedit Dumnezeu că întreaga lucrare a creației, întreaga existență umană și angelică este în palma lui Dumnezeu. Nici măcar duhul Duhurile nu înțeleg ce se întâmplă, pentru că Domnul stăpânește în veci, mărit să-i fie numele. Și la toate aceste domenii se implică unul și același Dumnezeu, același Duh Sfânt care ne vorbește, același Dumnezeu care lucrează lucrări de slavă. Și eu mă întreb, care ar trebui să fie reacția mea și a dumneavoastră cu privire la descoperirea divină? Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Doamne, dacă așa vorbești, așa voi face. Dacă Tu îmi spui că așa este, așa va fi. Doamne, nu mă clintesc, nu mă dau în lături. Doamne, n-am să plâng, n-am să țipi. Orice spui Tu, eu știu că va lua ființă. Știți de ce? Pentru că spunea îngerul care îl văzuse pe Dumnezeu față în față, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere, dragii mei. Când Dumnezeu rostește un cuvânt, poate să treacă cerurile și pământul, se pot sfărâma munții în inima mărilor, dar al Domnului cuvânt rămâne în picioare, mărit să fie numele Domnului. Dumnezeu nu schimbă cuvântul și avem un cuvânt care a vorbit Dumnezeu pentru noi. Și iată că eu sunt cu voi
până la sfârșitul veacurilor. Rămâne Iisus Hristos în fruntea bisericii, dragii mei. Rămâne Iisus Hristos în fruntea familiilor noastre. Rămâne Iisus Hristos în viața noastră, indiferent de ce se va întâmpla. Eu zic ca și Iov în această seară, chiar dacă mi s-ar sfârma carnea, chiar dacă mi s-ar prăpădi pielea de pe mine, eu știu că răscumpărătorul meu este viu, se va ridica la urmă pe pământ și El va stăpâni. Îl voi vedea eu și ochii mei îl vor vedea. Mărit să fie numele Domnului! E aproape să vină Iisus Hristos, dragă biserică. Sărbătorim azi nașterea Lui, dar este un eveniment mult mai mare. Se va întoarce Domnul Domnilor și va veni pe nor de slavă, își va răpi biserica acasă și vom fi întotdeauna împreună cu Domnul. Eu zic, vino Doamne Iisuse! Vino Doamne Iisuse! Vino Doamne Iisuse! Și dacă vă este dor împreună cu mine, dragii mei, hai acum la sărbători să nu rămânem fixați pe niște aspecte doar culturale, tradiționale, ci să-L așteptăm pe Cel ce vine, pe Cel ce ne-a dat Duhul Sfânt în inima noastră, pe Cel ce vorbește și va împlini, pe Cel ce este Domnul Dumnezeul nostru, mărit să fie numele Lui. Acest Dumnezeu, e Dumnezeul care în 2022 va fi în casa și în familia ta, va fi în biserica aceasta și ne va duce la limanuri bune și ne va fi să trecem în persecuție, dragii mei, vom trece că Dumnezeu va fi cu noi și ne va fi să murim pentru Domnul, vom muri că mergem acasă la El, orice se va întâmpla, Dumnezeu rămâne în picioare și biserica va dăinui veșnic împărăția lui Dumnezeu. Acesta este lucrarea descoperirii divine. Și dacă până astăzi n-ai experimentat-o, eu ce-mi doresc, dragii mei, în anul 2022, da, să vă dea Dumnezeu și prosperitate, și casă, și bani, și tot ce vreți, dar îmi doresc mai mult pentru noi ceva. Îmi doresc prezența Duhului Sfânt în inima noastră. Îmi doresc prorocie și vorbire în alte limbi, dragii mei. Îmi doresc vedenii divine și dar descoperire. Îmi doresc vindecări și lucrări divine. Dumnezeu să lucreze în adunare. Dumnezeu să mântuie biserica și Dumnezeu să umple cu Duhul Sfânt biserica aceasta. Îmi doresc să-L vedem pe Dumnezeu la lucru, pentru că al Domnului cuvânt este întotdeauna plin de putere și niciun cuvânt nu cade la pământ. Și de aceea, reacția și răspunsul meu al dumneavoastră să fie, Doamne, iată robul Tău, iată roaba Ta, facă-mi-se după cuvântul Tău, să faci cum vei vrea Tu, eu mă supun voi Tale, orice vei îngădui, eu mă supun. Pentru că știu că Cel ce stă în fruntea bisericii este Domnul și planurile Lui, dragii mei, sunt planuri de binecuvântare ca să ne ia un viitor și o nădejde. Vă binecuvântez în numele Domnului și vă doresc, dragii mei, un an nou binecuvântat, măcar că e un pic de vreme, dar vă doresc un an nou binecuvântat, plin de puterea și prezența Duhului Sfânt, în care să-L experimentați pe Dumnezeu cum de multă vreme nu L-ați mai văzut. Și în anul în care intrăm să putem cu toți mărturisi, cu ochii aceștia slabi și mici, L-am văzut pe Dumnezeul slavei lucrând între noi, puternicindu-ne și dându-ne har. Și îmi doresc din toată inima când Dumnezeu va vorbi să spunem, Doamne, facă-ni-se după voia Ta, așa cum ai vorbit Tu. Amin.